5 elevi din municipiul Hunedoara vor participa duminică la concursul național de limbă chineză Podul chinezesc pentru elevi de gimnaziu. Concursul va avea loc la Cluj-Napoca și este organizat de Institutul Confucius din cadrul Universității Babeș-Bolyai împreună cu Ambasada Chinei în România. Lansat în anul 2008, competiția se adresează elevilor de gimnaziu din toată lumea, testându-le competențele lingvistice dobândite în timpul studiului limbii chineze. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, concursul este găzduit la Cluj pentru prima dată de către Institutul Confucius și reunește 22 de participanți de la școli din Cluj-Napoca, Sibiu, Hunedoara, București, Brașov și Deva. This time we have five. Yeah, it's really nice. Yeah, five students. Yeah, they are from the three different high schools and middle schools like Yangku and Information and the Economic School, right? And five students altogether, right? And the students with the great notes, they are going somewhere? If they win the first prize, they will have the chance to go to China to take part in the international competition. Yeah, it's really nice. You know, there's maybe more than 100 or 200 students. They are come from all over the country. So they will have the chance to take part in international competition. And this time it's the national competition. Maybe in the summer or in next year, not next, this year, by the end of this year, they will have the chance to go to China. Cei 5 elevi din Hunedoara care vor participa la concurs speră că se vor întoarce câștigători, chiar dacă studiază limba chineză de puțin timp. De cât timp studiați limba chineză? Din luna octombrie anul trecut, deci de 7-8 luni. Și este o limbă dificilă? Este dificil, pentru că nu e o limbă comună cum e engleza sau franceză, o limbă pe care noi am învățat-o încă de mici, are un alfabet destul de ciudat, dar e o limbă interesantă și sperăm că e și o limbă de circulație mondială și va fi o limbă interesantă, să o știm. Printre invitații la eveniment se vor număra reprezentanții de la Ambasada Chinei în România, de la Universitatea Babeș-Bolyai, de la cele 4 institute Confucius din țară și de la școlile partenere.